Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte ale ediției. Șefii de la Apă Canal sunt cercetați penal pentru poluarea aerului și apei în Chișinău. Procuratura Generală suspectează și gestionarea incorrectă a fondurilor, ce a dus la prejudicii de 70 de milioane de lei. Incident pe aeroportul Chișinău. O aeronavă a companiei FlyOne, care zbura spre Moscova, a decolat de pe o pistă pe care se aflau trei camioane. TVR Moldova lansează o campanie dedicată cadrelor didactice din Republica Moldova. Telespectatorii vor cunoaște poveștile de viață ale mai multor profesori valoroși din instituțiile de învățământ. O informație de ultimă oră. Procuratura Anticorupție anunță că președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, a fost reținut în urma audierii lui, transmite Unimedia. Măsura a fost luată după perchezițiile desfășurate în biroul și la domiciliul acestuia, unde s-au găsit probe de natură să confirme bănuiala rezonabilă privind comiterea faptei de îmbogățire ilicită. Reținerea lui s-a impus ținând cont de faptul că Druță, profitând de statutul său, ar putea influența alte persoane care urmează a fi audiate în cadrul urmăririi penale. Precizăm că, deși judecătorul Ion Druță și-a depus demisia din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție, aceasta nu i-a fost acceptată de către Consiliul Superior al Magistraturii. Mirosul insuportabil care îi chinuie pe locuitorii orașului Chișinău provine de la stația de epurare care nu este gestionată corespunzător, afirmă Procuratura Generală. Oamenii legii au demarat o anchetă pe tema poluării aerului și apei din capitala Republicii Moldova. Procuratura Generală suspectează că fondurile societății Apă Canal Chișinău au fost gestionate incorrect, rezultând prejudicii de circa 70 de milioane de lei. Factori de decizie de la Apă Canal sunt suspectați de abuz în serviciu, după ce s-au constatat nereguli în folosirea banilor pentru întreținerea procesului tehnologic de tratare a apelor uzate. Solicitat de TVR Moldova, conducerea Apă Canal Chișinău a refuzat să comenteze acest subiect. Ieri, într-un comunicat de presă, reprezentanții instituției spuneau că mirosul urât din oraș este cauzat de unii agenți economici care seara sau noaptea deversează în sistemul public de canalizare deșeuri și ape uzate cu concentrații de poluanți extrem de mari. Din această cauză, sistemul de epurare nu mai face față. Totodată, Apă Canal Chișinău a menționat că toate deversările de ape uzate cu poluanți înregistrate din 23 august până acum ar fi regizate politic în contextul campaniei electorale pentru alegerile locale. Guvernarea vrea să facă economii la buget. Potrivit unui proiect de lege, ar putea fi excluse serviciile de pază și protecție pentru foștii premieri și foștii președinți ai Parlamentului de la Chișinău. Cine va fi afectat de această măsură, vă spunem mai târziu în Telejurnal. Beată criță la volan, șoferița din vina căreia s-a produs accidentul din sectorul Buiucane avea o alcoolemie de 1,87, în timp ce limita maximă admisă este de 0,30. Acestea sunt rezultatele finale ale Centrului de Medicină Legală. Polițiștii au stabilit că permisul de conducere al femeii era valabil. Autoritățile trag un semnal de alarmă și doresc să înăsprească sancțiunile pentru încălcarea regulilor de circulație. Inițial, testul făcut la Institutul de Urgență arăta un rezultat de 2,15 promile de alcool în sânge. Totuși, acesta nu era un rezultat final, ci doar unul preliminar, explică responsabilii. Acea expertiză medico-legală au demonstrat că în proba de sânge erau 1,87 promile, respectiv diferența nu-i mare, vedeți că persoana era într-o stare avansată de ebrietate, respectiv acest raport va servi drept temei legal de calificare a acțiunilor persoanei date. Femeia care se afla la volanul bolidului de lux, iar acum este în spital la terapie intensivă, a dat primele semne de oarecare revenire, dar se află în continuare în stare extrem de gravă. Doamna are un politraumatism masiv, practic nu este niciun organ care nu ar fi afectat. Astfel este un diagnostic foarte complicat. În urma accidentului rămân spitalizate 9 persoane. Două femei care se aflau într-o lebuză în momentul impactului se află în stare mai gravă. Una dintre acestea a fost deja transferată în secția de reanimare. Cealaltă este încă sub stricta supraveghere a medicilor. O femeie de în vârstă de 38 de ani astăzi a fost supusă unei intervenții chirurgicale de etapă, o sinteză
femurului fracturat. Starea ei postoperatorie corespunde volumului de operație. După acest caz tragic, premierul Maia Sandu cere desfășurarea unei anchete obiective și totodată o radiografie a întregului trecut penal al șoferiței. Să ne clarificăm și să vedem la fiecare etapă, pentru fiecare caz, când cel puțin în teorie a fost sancționată această persoană, cine sunt oamenii implicați, cine sunt cei care au dat decizii, dacă deciziile au fost pe potriva încălcărilor, dacă aceste decizii au fost implementate. Între timp, șoferul care se afla la volanul troleibuzului a fost decorat de președintele Igor Dodon cu medalia Meritul Civic. Vasile Secrieru a reușit să manevreze troleibuzul astfel încât să ocolească stația de așteptare în care se aflau oameni și a evitat o tragedie și mai mare. Reamintim că în urma accidentului de pe strada Alba Iulia, un bărbat de 34 de ani care se afla în mașina de lux a murit pe loc. Dacă va fi găsită vinovată, șoferița riscă 7 ani de închisoare. Incident pe aeroportul internațional Chișinău care se putea sfârși tragic. O aeronavă cu pasageri a decolat în timp ce la capătul pistei se aflau 3 automobile ale serviciului tehnic. Deși incidentul a avut loc acum 3 zile, informația a fost făcută publică abia astăzi. Autoritatea Aeronautică Civilă invocă o eroare umană și anunță că a demarat o anchetă. Incidentul s-a produs pe 30 septembrie. La ora 16:01, o aeronavă se îndrepta de la Chișinău cu destinația Moscova. În timpul decolării, însă, la capătul pistei, fără a fi anunțați, piloții au văzut 3 automobile ale serviciului tehnic al aeroportului. Din fericire, piloții au reușit să evite o catastrofă. Într-o înregistrare audio plasată pe Facebook de fostul șef al Moldața, Sorin Stati, se aude cum unul dintre piloții reproșează controlorului de zbor că pe pistă se află 3 vehicule. La întrebarea pilotului au urmat câteva secunde de liniște. Controlorul traficului aerian părea derutat de cele auzite. Pilotul însă a insistat pe o tonalitate mai ridicată, vădit indignat de cele întâmplate. Sir, there were 3 vehicles on the runway at the threshold when we departed. Okay, Roger. După aproximativ 2 ore de la postarea lui Sorin Stati, Autoritatea Aeronautică Civilă de la Chișinău a emis un comunicat de presă prin care a recunoscut incidentul produs acum 3 zile. Instituția menționează că prezența automobilelor tehnice pe pistă în momentul decolării aeronavei reprezintă o încălcare gravă a procedurilor. A fost convocată Comisia Permanentă pentru Investigarea Accidentelor și Incidentelor Aeronautice, care lucrează împreună cu grupul de experți din cadrul Autorității Aeronautice Civile și desfășoară acțiunile de investigare a circumstanțelor incidentului. Conform datelor preliminare, incidentul ar fi fost cauzat de o eroare umană. Autoritatea anunță că pe durata investigațiilor, dispecerul responsabil pentru decolare a fost suspendat din funcție. Președintele Federației Sindicale a Controlorilor de Trafic Aerian din Republica Moldova, Eugen Sajin, a declarat pentru TVR Moldova că incidentele de la Aeroportul Internațional Chișinău s-ar datora numărului insuficient de controlori ai traficului aerian. Sindicatul Controlorilor Trafic Aerian a atenționat în nenumărate cazuri despre probleme grave din sistem, cum ar fi lipsa de personal, deficiența echipamentelor și a procedurilor, spațiul aerian defectuos, management defectuos și altele. Rezultatul acestor deficiențe sunt 2 incidente foarte grave în interval de doar câteva luni. În urmă cu 3 luni, mai exact pe 23 iunie, în apropierea Aeroportului Internațional Chișinău, a avut loc un alt incident care putea avea urmări tragice. Un avion al companiei Air Moldova cu 140 de pasageri la bord a fost la un pas de a se ciocni cu o aeronavă de dimensiuni mici, care decolase de la Vadului Vodă. Aeronavele aveau practic aceeași traiectorie. În ambele cazuri este vorba de o eroare umană. Clienții păgubiți în urma jafului de la Moldova Groind Bank au protestat din nou la guvern. Ei vor ca banca să fie sancționată, iar toți banii furați să le fie restituiți. Oamenii amenință cu proteste permanente în fața executivului dacă nu le se va face dreptate. La rândul său, instituția financiară declară că a despăgubit cu 500.000 de lei fiecare protestatar și regretă că sumele declarate de păgubiți drept furate cresc de la o zi la alta. După 3 luni de la jaful produs la Moldova Groind Bank, păgubiții spun că nu și-au primit toți banii, iar statul continuă să mușamalizeze acest caz. Ne-am așteptat că statul va lua atitudine față de cazul furtului și va sancționa banca conform rigorilor legii, însă acest fapt nu s-a mai întâmplat. Am rugat statul să fie sancționată banca pentru neglijență la păstrarea bunurilor clienților. Nici acest fapt nu a fost luat loc. Nici măcar probele
privind păstrarea neadecvată a bunurilor clienților nu au fost prezentate, ni s-a refuzat oficial prin scrisoare de la Ministerul Afacerilor Interne. Мы хотим правды и надеемся от премьер-министра, что она разберется и правоохранительные органы таки доведут до ума то, что начали, и банк все-таки вернет наше сбережение. Asta munca de toată viața. Și or să iasă și cu copiii, și părinții, și neamurile tăți, or să iasă în stradă, să-și scoată munca. După aproape o oră de protest în holul guvernului, păgubiții au mers în spatele instituției. Ulterior, prim-ministrul Maia Sandu a acceptat să stea de vorbă cu doi dintre ei și le-a promis că va clarifica situația. Doamna prim-ministru a chemat secretarul Ministerul Afacerilor Interne și Ministrul Finanțelor ca să verifice informația care a primit-o. Noi considerăm că această acțiune va fi considerată ilegală și noi vom putea să mergem în instanță pe dosarul penal cu cazul de neglijență a băncii. Deci așteptăm rezultatele de la guvern. Între timp, administrația băncii a precizat prin intermediul unui comunicat că toți cei care protestează au primit câte jumătate de milion de lei. Au ales să protesteze, le respectăm acest drept, dar insistăm asupra faptului că protestele trebuie să fie civilizate, fără declarații false și denigratoare. Am acționat transparent și respectuos pe parcursul întregii perioade și așteptăm o atitudine similară. În același timp, regretăm că unii protestatari își schimbă declarațiile depuse la poliție, indicând sume tot mai mari și mai mari. Acest fapt trezește multe întrebări, inclusiv organelor de anchetă. Jaful de la Moldova, Groenbank, s-a produs pe 6 iulie în toiul nopții. Hoții au pătruns în clădire după ce au tăiat gratiile de la un geam. Până acum nu este niciun suspect, deși banca a pus la bătaie o recompensă de 1 milion de lei celor care oferă informații despre infractori. Suma sustrasă este de cel puțin 54 de milioane de lei. Pavel Filip și Andrian Candu nu vor mai beneficia de agenți de pază din partea statului. Potrivit unui proiect elaborat de guvernare, au fost excluse serviciile de pază și protecție pentru foștii premieri și foștii președinți ai Parlamentului. Autorii inițiativei spun că astfel vor fi economisiți mai mulți bani la bugetul de stat. Chiar nu văd o problemă. De ce ar trebui cineva în această seară să se teamă, din moment ce nu a încălcat legislația, nu a întreprins niciun fel de acțiuni împotriva propriului popor, să se teamă hoții, bandiții, acei care au încălcat legislația? Mai mult, autorii proiectului spun că foștii premieri și foștii președinței Parlamentului nu vor mai beneficia de automobil asigurat de stat sau de alte privilegii, cum ar fi tratamente gratuite pentru o perioadă de un an după expirarea mandatului. În general, nu trebuie să existe anumite privilegii pentru funcționari sau fiind el în funcție sau deja fiind în afara exercitării deci aceste funcții. Deci nu suntem în Sovietski Soyuz, da, unde vojdiu trebuie de la începutul vieții până la moarte să-i fie dus cu onoruri. Fostul premier Pavel Filip spune că nu ține neapărat să-i fie asigurată securitatea de către agenți de pază, dar prevederea există în mai multe state europene și ar trebui menținută și în Republica Moldova. Nu eu am solicitat agenți de pază, nu eu am solicitat șoferi și mașini, este lege în Republica Moldova, așa a fost de la independență încoace. Dacă asemenea prevederi există în majoritatea țărilor, înseamnă că a existat un temei pentru acest lucru. Potrivit legii, foștii premieri și foștii președinței Parlamentului beneficiază de agenți de pază și de mașini de serviciu pentru o perioadă de un an după expirarea mandatului. În Parlament există un alt proiect de lege care prevede excluderea mai multor garanții sociale și pentru foștii președinți ai Republicii Moldova. Republica Moldova se află într-un nedorit top al țărilor cu cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor din lume. Peste 46.000 de cetățeni ai țării sunt în evidențele medicilor suferind de alcoolism cronic. În telejurnal aflăm date îngrijorătoare astăzi când este marcată Ziua Națională fără Alcool. 10.000 de euro pentru renunțarea la o acuzație de viol. Banii au ajuns în mâinile a trei bănuiți care, în schimbul sumei, trebuiau să aranjeze lucrurile în așa fel încât victima să-și retragă plângerea. În plus, aceștia au pretins că au influență asupra unor angajați ai Inspectoratului General al Poliției, care vor adopta o hotărâre favorabilă acuzatului. Intrați pe fir, anchetatorii au făcut percheziții și au găsit suma de bani, dar și alte probe importante pentru acest dosar. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă până la 10 ani de închisoare.
O misiune a Fondului Monetar Internațional a început astăzi o vizită de documentare la Chișinău. Experții s-au întâlnit cu premierul Maia Sandu. Subiectele abordate au fost despre politicile promovate de autorități pentru menținerea stabilității macroeconomice și bugetar-fiscale, inclusiv în contextul elaborării bugetului pentru anul viitor. Experții se vor afla la Chișinău până pe 8 octombrie. În cadrul acestei vizite nu va fi semnat niciun acord, a precizat premierul. Există foarte mult interes la Washington, la Fondul Monetar Internațional. Au apreciat în special acțiunile guvernului de corectare a deciziilor proaste ale guvernului precedent și au apreciat faptul că noi am reușit foarte repede să ne mișcăm și să finalizăm cele două evaluări. Evident, discutăm despre bugetul pentru anul viitor. Noi le-am comunicat că suntem interesați să avem un buget care ar conduce la creștere economică mai mare. Mirosul de must a pus stăpânire pe satele din Republica Moldova. E zarvă mare prin Podgori, iar producerea vinului este în toi. Nu trebuie uitat însă că beciurile în care stau butoaiele cu vin la fermentat sunt periculoase. Dioxidul de carbon emanat poate fi mortal și face 10 de victime anual în pivnițele slab ventilate. De aceea, salvatorii trag un semnal de alarmă. În această gospodărie din satul Budești, butoaiele sunt pline cu licoarea lui Bahus. Vasile Gogu produce vin de 30 de ani și știe că gazele emanate în urma fermentării mustului este toxic. Farul fierbe, după ce fierbe, îl punem în butoaie, în beci. Și lăsăm ușile deschis să iasă aerul acela. Și atât. Nu, ne stăruim să nu întrem în timpul ăsta. Pentru a verifica dacă s-au respectat toate măsurile de securitate, beciul a fost verificat de salvatori. După cum vedem la dumneavoastră, aici sunt toate condițiile de păstrare, ce ține de căile de ventilare. Se vede că o țavă și alta care stă deasupra ușii, adică se fac curentul. Salvatorii îndeamnă oamenii să nu intre în încăperile în care fermentează vinul, dacă nu există o ventilație corespunzătoare. Pentru a verifica dacă este concentrația necesară de oxigen, de a utiliza aceeași lumânare cu efectul ei de flacără, de a intra cu lumânare în cazul în care flacăra se stinge, nou se dădea un semn că deja este insuficiență de oxigen și trebuie nemijlocit de părăsit încăperea dată. De la începutul lunii septembrie, doi oameni au murit după ce s-au intoxicat cu dioxid de carbon în urma procesului de fermentare a vinului. Conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Republica Moldova se află într-un nedorit top al țărilor cu cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor din lume. Peste 46.000 de cetățeni ai țării suferă de alcoolism cronic și se află la evidențele medicilor. Cel puțin asta arată datele publicate de Ministerul Sănătății în contextul în care astăzi este marcată Ziua Națională fără alcool. Medicii spun că alcoolul consumat abuziv provoacă grave probleme de sănătate. Alcoolul are un impact brusc negativ asupra tuturor organelor de importanță vitală și, luând în considerație că alcoolul este un toxic celular, în prim plan se afectează foarte grav, deci creierul se afectează, se distrug celulele nervoase, care în timp duc la o dereglare comportamentală și tulburări mentale și de comportament. Deci în timp ele pot să ducă la psihoze alcoolice, pot să ducă la stări epileptice, duc la schimbarea memoriei. Medicul psihiatru narcolog Eudochia Paciu spune că din cauza consumului de alcool, în timp este grav afectat ficatul și apar maladii precum hepatita sau ciroza. De asemenea, foarte important este sistemul cardiac, care este afectat în urma consumului abuziv de alcool, deci afectează mușchiul cardiac, ceea ce este o cauză a majoritatea deceselor în cazul consumului abuziv de băuturi alcoolice. Statisticile Organizației Mondiale a Sănătății arată că la nivel european consumul de alcool a devenit a șasea cauză principală de morbiditate. Dumneavoastră consumați alcool? Așa. Cât de des? Este o iaci, o zgăvare. O dată în două săptămâni, acolo, cu 50 de grame. De ce? De ce anume? Samagon. De ce? Nu se permite de consuma. Se permite. Așa, în măsură cum trebuie, liber. Din sărbători în sărbători. De ce consumați? De
Cum consumăm? Câteodată șeri organism chiar. Faci o relaxare pe o jumătate de an, dar și pe oameni poate să ajungă. Te mai doare capul, o zi acolo, dacă... Dar de-a mai mult rar. Ca toată lumea. Cât de des? O dată în săptămână. Sunt și dintre cei care categoric nu servesc alcool pentru că cunosc cât de dăunătoare poate fi tăria. Nu consum alcool. De ce? Pentru că nu-mi permit sănătatea și nu sunt alcoolic. Asta e distrugere de familie, distrugere de copii. Asta cum bătăile astea care femeia cu ochiul vânăt. Potrivit raportului global privind consumul de alcool, în 2016 Republica Moldova a înregistrat un consum anual de peste 15 litri de fiecare locuitor. Circulația rutieră pe podul Ismail va fi limitată. Restricțiile au fost impuse de Direcția Generală Transport din Chișinău, care a făcut o expertiză detaliată a podului. Potrivit specialiștilor, nu se va închide nicio bandă de circulație, ci doar se va îngusta carosabilul pentru a evita agravarea situației. Deși sunt 4 benzi de circulație, în orele de vârf, șoferii o creează și pe a 5-a bandă de circulație. Din cauza supra-solicitării podului, care se află într-o stare de avariere, specialiștii vor impune un șir de restricții de circulație. Astfel, șoferii vor trebui să circule cu o viteză de până la 40 de km la oră, iar transportul public și mașinile de tonaj mare vor trebui să păstreze distanța de 1 metru de la bordură. Măsurile au fost propuse în cadrul ședinței Direcției Generale de Transport. Asta după ce starea tehnică a podului s-a înrăutățit în ultima perioadă. Noi urmează ca aici, vedeți, cu 1 metru să îngustăm banda. Pentru că prima grindă a podului este cam într-o stare... necesită reparații de urgență. Sunt niște măsuri de prevenire a degradării, a primilor grinzi de marginale de pe pod. Odată cu limitarea și reorganizarea temporară a circulației pe pod, vor regia Exgrupo va executa și lucrări de reparație a trotuarelor de pe pod. Specialiștii susțin totuși că situația încă nu este foarte gravă. И кажется, что там вот-вот дыра такая, все провалится. Но не все так. Разрушены только деформационные швы, это рост до дебилитации, и приопорные участки, которые держат как бы эти швы, там окаймление металлическое, вы видели, оно разрушено, прокорродировано. De săptămâna viitoare pe pod vor apărea indicatoare noi, a cărei semnificație trebuie respectată de șoferi. Termenul de exploatare a podului de pe strada Ismail a expirat încă acum 25 de ani. Acesta a fost construit în 1960 și de atunci nu a mai fost reparat. Plătim milioane de lei pentru iluminatul public din Chișinău, dar mai avem 10 de străzi care stau noaptea în beznă. Dacă arterele principale sunt iluminate corespunzător, pe cele secundare seara se circulă orbește. Mulți cetățeni se plâng că această problemă îi afectează tot mai mult, mai ales că ziua este tot mai scurtă. După ora 19, unele străzi chiar din centru sunt în beznă. Pe listă este și strada Vlai cu Pârcălab, unde este primăria Chișinău. Pe unele porțiuni de drum lipsesc lampadarele, iar altele nu funcționează. Să vede că e întuneric. Sigur că ne dorim să fie iluminate și să plăcut să mergi, să ai plăcere. Cu atât mai mult poți te împiedici, să cazi. Te zidești aici? Ați ales sectorul potrivit? Suntem în centru Chișinău. Da. Da, unii locuri sunt sigur luminate, altele îmi las dorit. Не все улицы освещены, это как бы дискомфорт для кишиневцев, мне кажется. Поэтому я думаю, желательно как бы обратить внимание на это. Pentru întuneric, cetățenii se tem pentru securitatea lor și a copiilor. Eu socot pentru așa un oraș, pentru așa străzi, e foarte puțin iluminați. Unde locuiți? Aici, la Cogălnceanu. Și până la magazin mergeți pentru întuneric? Da, desigur. Cu lanterna de la telefon sau însoțită de cineva, pentru că noaptea vă spun. Ți-i teamă să mergi pe drum, că să nu vină cineva de urmă să-ți dai cu ceva în cap. Cetățenii merg, vin, pleacă în locurile aglomerate, noi mergem pentru întuneric. Nici nu-i plăcut chiar. Nu că-i pericol. De acum pericolul... Poate trebuie analizată din alt aspect. Corupții au fugit, dar rădăcinile au rămas. Șeful Direcției Transport de la primărie susține că în ultimii ani situația s-a îmbunătățit. Cert este că în ultimii ani s-a acordat o atenție mai sporită iluminatului public. Avem străzi iluminate care nu au fost anterior niciodată. Aceeași stradă Muncești, aceeași
strada calea ieșilor. Sunt un șir de străzi. Iarăși la trecerile peatonale au fost un șir întreg de mai securizate cu instalarea acestor LED-uri, becuri suplimentari care le iluminează. În bugetul pentru anul 2020, la sigur, direcția iarăși va veni cu un șir întreg de propuneri. Pentru repararea sistemului de iluminare publică, Primăria Chișinău a alocat din buget pentru anul 2019 aproape 14 milioane de lei. Banii sunt prevăzuți pentru iluminarea 10 străzi principale. Starea drumurilor și a transportului public, gunoaiele și corupția sunt principalele probleme de care se plâng locuitorii din Chișinău. Cum vor să le rezolve aspiranții la Primăria Capitalei, aflați chiar de la ei în direct din studioul TVR Moldova. Și tot în studioul nostru vin cei care vă cer votul pentru a ajunge în Parlament pe locurile de deputat rămase vacante. Fiți așadar cu ochii pe noi, pentru că îi aducem în fața dumneavoastră pe candidații în alegerile din 20 octombrie, de luni până vineri, de la ora 19. Legislația electorală în privința candidaților independenți este ambiguă și defavorizează pe cei ce vor să ia parte la alegeri pe cont propriu, fără susținerea unui partid politic. Declarația îi aparține fostului edil interimar al Chișinăului, Ruslan Codreanu, a cărui solicitare de a fi înregistrat în cursa electorală a fost respinsă de Consiliul Electoral de Circumscripție. Premierul Maia Sandu recunoaște că legislația este imperfectă și promite modificări în acest sens. Fostul edil interimar al Chișinăului, Ruslan Codreanu, spune că legislația în domeniul electoral este ambiguă și bazată pe aparențe. Declarația a fost făcută după ce Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău a refuzat înregistrarea lui în cursa pentru șefia capitalei, pe motiv că, aparent, unele semnături ar fi aparținut aceleiași persoane. Motivele subiective când o persoană la ochi verifică semnăturile oamenilor și zice, mie mi se pare că aici sunt scrise de aceeași mână. Păi noi despre ce vorbim? Noi vorbim de un efort de 10.000 de semnături în 2 săptămâni și ca cineva, o singură persoană, aparent să poată să descalifice semnăturile că lui îi se pare cu aceeași mână, nefiind expert olograf. Mai mult, Ruslan Codreanu spune că legislația îi descurajează pe candidații independenți, întrucât înregistrarea lor în cursă este mai complicată decât înregistrarea unui partid politic. Noi astăzi avem cu dumneavoastră în Republica Moldova peste 50 de partide înregistrate. Eu, ca și candidat independent, cu mica mea echipă, cu semnăturile care le-am strâns, puteam să ne creăm 3 partide. Pentru că 4.000 de semnături pe țară și 10.000 ca și candidat independent pe orașul, pe municipiul Chișinău. Premierul recunoaște că legislația electorală este imperfectă și spune că executivul va veni cu modificări în acest sens. Colectarea de semnături pentru candidații independenți s-a dovedit a fi extrem de complicată și nu văd de ce cineva care este candidat independent trebuie să meargă să se milogească la un partid înregistrat, care s-a înregistrat și nu face nimic, nu prezintă rapoarte financiare, nu are activități, așteaptă să vină cineva să-l roage ca să-l folosească pe post de, știu, paravan pentru a merge în campanie. Deci este o problemă aici și noi am discutat-o și o să pregătim modificări la alegeri. Ruslan Codreanu este singurul care și-a dorit să participe independent la alegerile locale pentru funcția de primar general al Chișinăului. Candidatura sa a fost respinsă de Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău după ce i-au fost invalidate câteva sute de semnături. În cursa pentru șefia capitalei luptă 19 candidați, toți înaintați de partide politice. Servicii digitale accesibile pentru toți locuitorii municipiului Chișinău. Asta le promite alegătorilor candidatul PSRM la Primăria Chișinău, Ion Ceban. El promite că vor exista tehnologii moderne pentru fluidizarea traficului rutier și va fi implementat ghișeul unic electronic, astfel încât oamenii să nu aștepte ore în șir lângă birourile funcționarilor. Mai mult, va fi introdusă aplicația City Report, prin intermediul căreia cetățenii vor sesiza primăria despre incidentele și problemele din oraș. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Federica Mogherini, va efectua mâine o vizită oficială în Republica Moldova. Diplomatul european va avea întrevederi cu premierul Maia Sandu și președintele Igor Dodon. Uniunea Europeană a anunțat deja că ar putea livra cât mai curând primele tranșe din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis Chișinăului.
Fondurile au fost blocate din cauza unor derapaje ale fostei guvernări, conform declarațiilor făcute de Federica Mogherini la sfârșitul lunii septembrie la Bruxelles. Premierul Maia Sandu speră că primele două tranșe de asistență macrofinanciară să vină înaintea sfârșitului de an. Ecotaxa impusă de autoritățile române pentru pungile subțiri de plastic nu se aplică nici acum în multe magazine. Ecologiștii susțin că este vina autorităților care au creat confuzie după ce au anunțat că vor adopta un ordin de ministru pentru mai multă precizie în aplicarea acestei taxe. În replică, oficialii de la mediul din România spun că legea este obligatorie pentru toți. Și cumva pentru punguța asta trebuie să plătești ceva în plus? Auziți-mi de o ecotaxă de 15 bani pe bagă și... Ecotaxa de 15 bani a fost introdusă de guvern în vară printr-o ordonanță de urgență. Scopul ei este să descurajeze folosirea pungilor de plastic fără mâneri care se găsesc mai ales în raioanele de legume fructe, pentru că sunt o sursă de poluare. Deși au trecut 3 luni de la introducerea taxei, multe magazine nu o aplică. Ecotaxa se aplică pentru toate pungile care nu sunt din materiale biodegradabile, începând cu data intrării în vigoare a ordonanței 50, respectiv 2 iulie. Nu există nicio excepție. Ecologiștii susțin că în piață s-a creat confuzie. Mulți comercianți așteaptă ordinul de ministru care stabilește caracteristicile pungilor biodegradabile pentru care nu se aplică ecotaxa. Există confuzia asta și cât timp această legislație nu este închisă, oamenii vor putea să profite poate chiar într-un mod nedorit de lipsa închiderii pachetului legislativ. Proiectul de ordin al Ministerului Mediului care stabilește ce caracteristici trebuie să aibă pungile pentru care nu se aplică ecotaxa a fost publicat pe site-ul instituției pe 14 august. Dar ordinul nu poate fi pus în aplicare pentru că nu are cine să-l semneze. Ministerul Mediului nu mai are ministru din 26 august, când ALDE s-a retras de la guvernare. Sunt și magazine care au înlocuit pungile de plastic fără mâneri cu unele biodegradabile, scutite de la plată. Totuși au impus o ecotaxă de 10 bani. Am vrut să le sesizăm faptul că nu au nevoie de aceste pungi. Există soluții alternative, se poate folosi orice tip de pungă pe care aceștia o dețin la domiciliu. Ok, foarte bine, le plătim și mergem mai departe. Avem nevoie să, cum se cheamă, să protejăm mediul. Oricum ne-am trezit foarte târziu. Nu se vor mai risipi atâtea pungi și ar fi mai bine pentru mediu. Pe de altă parte, ne arde la buzunar. În prezent, 8 din 10 clienți folosesc pungi de plastic când cumpără legume și fructe, arată un studiu. Ambalajele de acest fel ajung la gunoi după ce sunt folosite cel mult o jumătate de oră. Nu mergi la școală, vine școala la tine. Prima școală mobilă din România, ființată într-un oraș din Transilvania. Un proiect unic se desfășoară la Turda. Un microbus dotat și mobilat ca un atelier școlar ajunge în comunitățile cele mai sărace pentru a oferi copiilor ajutor la teme, meditații și alte activități educative. Totul pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar. Proiectul a fost gândit de câțiva specialiști din primăria Turda. Școala mobilă a pornit la drum înainte de ora 14 și pleacă spre unul dintre cele mai sărace cartiere din oraș, din zona industrială. Atmosfera plăcută din mașină îi atrage pe copiii de toate vârstele. Cei mici aleg să coloreze, să asculte povești, în timp ce școlarii vin unul câte unul să-și facă temele pentru a doua zi. Avem și legume. Voi cunoașteți legumele? Da! Da? Să nu văd că depășiți contul. Trebuie să iasă frumos. Și dacă iasă desenul frumos, o să lipesc, uite aici, pe perete. Activitățile de la școala mobilă sunt asigurate de profesori și mentori angajați în cadrul proiectului, care încearcă să-i motiveze pe copii să-și clădească o viitoare carieră. Poți să-ți explic modelul ăsta primul și apoi să te las pe tine singur. Bine? Să încerci tu singur. Și unde nu știi, o să te ajut. Învață. Copiii sunt foarte bine. Da, suntem mulțumiți. Le place. Așteaptă să vie școala mobilă. Cum ți se pare cu școala mobilă? Foarte frumos. Și ce faci? Ia. Ne facem temele. Școala mobilă a fost gândită pentru 100 de elevi de gimnaziu și pentru 60 de preșcolari și școlari din cicluri primar. Inițiatorii vor să reducă și să prevină abandonul școlar în comunitățile defavorizate din Turda. Școala mobilă permite realizarea de activități educaționale multiple și este dotată cu spații de lucru, laptopuri, imprimantă, televizor și spațiu de discuții. Încetul cu încet a devenit foarte atractiv, probabil și datorită modului cum este utilat acest microbuz. Încercăm să le dezvoltăm competențe de scris, citit, socotit, competențe sociale care să-i ajute să se descurce mai bine în viață.
Proiectul costă 1,4 milioane de euro și este finanțat din fonduri europene. A fost gândit inițial pentru 3 ani, dar dacă va avea succes, autoritățile locale sunt decise să-l continue. Premieră în capitala Uniunii Europene, 25 de opere semnate de Constantin Brâncuș sunt aduse împreună și expuse la Galeriile Beaux-Arts din Bruxelles. Expoziția deschide Festivalul Internațional de Arte Europalia, la care România este anul acesta invitată de onoare. La intrarea în expoziție te întâmpină rugăciunea, apoi te întâlnești cu sărutul și cu mințenia pământului, lucrări de la care au început măreția și universalitatea lui Brâncuș. Apoi faci cunoștință cu nașterea lumii, cu domnișoara Pogani, cu peștele, cu Leda sau pasărea măiastră. Expoziția Brâncuș, sublimarea formei, prezintă 25 dintre cele mai importante lucrări ale marelui sculptor român, dar și o mulțime de fotografii, documente și imagini cu artistul. O expoziție fără precedent, spun specialiștii. Sunt piese importante, piese scumpere, unite într-un desen al vieții și activității lui Brâncuș împreună cu prietenii săi, cu mediul de atunci. Brâncuș a reușit să fie părintele artei plastice moderne. Lucrările au fost împrumutate gratuit după lungi negocieri din muzee de pe două continente, Europa și America. It's absolutely a dream come true. Este un vis împlinit. Când am început pregătirile în urmă cu 3 ani, oamenii au spus că suntem nebuni, pentru că este foarte dificil să aduni operele lui Brâncuș, deoarece sunt împrăștiate în toată lumea. Sunt și fragile, nu foarte ușor de transportat. Dar iată că am reușit să reunim toate aceste opere și suntem foarte bucuroși. La deschiderea expoziției a participat și președintele Klaus Iohannis, alături de familia regală a Belgiei. Expoziția este parte a Festivalului Internațional de Arte Europalia. Institutul Cultural Român a pregătit cu această ocazie alte 250 de evenimente culturale. 5, 6, 7, 8, 9. Cine nu are bătrân să-și cumpere, spune un proverb românesc. De Ziua Internațională a Vârstnicilor, sărbătorită în fiecare an pe 1 octombrie, elevii liceului Lucian Blaga din Bălți și-au sărbătorit bunicii. Imagini de la petrecere vedeți mai târziu în telejurnal. TVR Moldova lansează campania Profi, dedicată cadrelor didactice din Republica Moldova. Protagoniștii reportajelor sunt profesorii, adevărați formatori de opinii, apreciați de generații de discipoli. Vom descoperi poveștile de viață ale mai multor dascăli valoroși ce au educat generații întregi de profesioniști. Lor le aparține meritul pentru readucerea grafiei latine a limbii române în Republica Moldova, pentru dezvoltarea și promovarea identității românești. Reportajele vor fi difuzate zilnic, iar astăzi o cunoaștem pe Daniela Vacarciuc, directorul liceului Vasile Alexandri din Chișinău. Întreaga viață avem în față un școlar pe care nu-l pierdem din ochi, noi înșine. Această afirmație a marelui istoric român Nicolae Iorga nu poate fi contestată. Întreaga viață învățăm pentru a fi mai buni. De aceeași părere este și Daniela Vacarciuc, directoarea liceului Vasile Alexandri din Chișinău, doctorandă cu autoare a zeci de lucrări didactico-științifice și omul care nu încetează să învețe, chiar de la discipolii ei. Place absolut tot pentru că predă istoria într-un mod deosebit, care mă face să îndrăgesc mult mai mult trecutul meu, să înțeleg viitorul meu, să înțeleg de ce au fost făcute unele greșeli și de ce noi acum deja nu le mai repetăm. În anii copilăriei mele, cele mai frumoase doamne erau învățătoare. Ele știau totul, se îmbrăcau cel mai elegant, aveau cele mai frumoase grădini, aveau cei mai cuminți și educați copii, fără îndoială că mi-am dorit să le seamăn lor, primei mele profesoare și ulterior profesoare mele de istorie. Prin urmare, încă din gimnaziu mi-am propus ca să ajung profesoară și sunt extrem de bucuroasă la al 32-lea an de activitate că sunt în acest domeniu, că fac ceea ce îmi place și promovez această profesie și între elevii mei. În anul centenarului
Marii Uniri, Daniela Vacarciuc a elaborat și organizat concursul național Victorie prin istorie, desfășurat în 24 de raioane. Principalul obiectiv a fost promovarea studierii aprofundate a istoriei românilor și cristalizarea conștiinței naționale. Am fost în Dubăsari, în Transnistria și a fost, știți, ca miere pe suflet atunci când vedea acei copii care într-adevăr își iubesc neamul, își iubesc țara. Deținătoarea a 10 de diplome și medalii oferite de instituțiile statului sau organizațiile internaționale, Daniela Vacarciuc recunoaște că cele mai de preț sunt aprecierile foștilor elevi. A fost și este, va fi pentru mine cea mai de suflet profesoară, pentru că nu mi-a predat doar istoria. Ea mi-a predat o lecție foarte importantă de viață, cum e să fii om. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani. Noi oportunități de dezvoltare în domeniul digital. În Republica Moldova a fost lansat programul EUFO Digital, care are scopul de a dezvolta potențialul economiei și al societății. Programul va oferi servicii online îmbunătățite, o mai bună protecție a datelor cu caracter personal și posibilitatea de creare a start-up-urilor. Programul este finanțat de Uniunea Europeană. EUFOR Digital va îmbunătăți nu doar activitatea instituțiilor guvernamentale, ci și viața cetățenilor. Cele 6 țări care fac parte din parteneriatul estic vor beneficia de o reducere a tarifelor de roaming, de o dezvoltare de bandă largă de mare viteză pentru stimularea economiilor și extinderea serviciilor electronice. The goal is to facilitate electronic trade, to make sure that the goods flow without spending a lot of time at the borders, the access to electronic services, not just in the, on the country level, but cross-border, like if you are sick traveling at boat, that the doctor of the foreign country can access and see your medical records and help you. Noul program de cooperare digitală va crea și noi oportunități de investiție în economie. Cei care au firme, poate nori, poate mici, dar cu conectare la servicii și la piața în mod digital, ei pot în mod mult mai eficient și rapid să fie parte a economiei, să-și găsească și consumator. Autoritățile locale susțin că Republica Moldova are doar de câștigat din acest program. Aici este e-trade-ul și este și e-health și securitatea informațională și start-up-urile și multe alte proiecte legate de dezvoltarea sistemului de telecomunicații și IT-ului în general. Productivitatea muncii într acest domeniu este unul din cele mai înalte. Vom avea proiecte pe acest domeniu care să fie finanțate pentru cercetări utile și aplicative pentru dezvoltarea economiei și a societății digitale. Programul va avea o durată de 3 ani, iar bugetul de 11 milioane de euro va fi alocat pentru toate cele 6 țări din parteneriatul estic. Bunicii de nota 10 sărbătoriți de nepoței, totul în cadrul unui eveniment inedit organizat la Liceul Lucian Blaga din Bălți. Elevii alături de vârstnici au dansat, au cântat și au organizat diferite competiții haioase. 5, 6, 7, 8, 9! Au fost momente de neuitat pentru bunicuțele elevilor din clasa a 6-a de la Liceul Lucian Blaga. Ele au putut să retrăiască frumoase momente din copilărie, participând la diverse jocuri și competiții alături de nepoți. Scopul nostru a fost, de fapt, o interacțiune a generației care constituie bunicile și generația de astăzi să interacționeze prin muzică, prin dans, să se inspire copiii noștri de fapt, de la toate lucrurile pe care le pot spune cât mai sunt bunicii noștri. Sărbătoarea a fost condimentată cu multe cântece și dansuri. Dansează bunicuțele, dansează nepoții! Ia aplaudați, măi, frumoșilor! Bunicuțele au recunoscut că au trăit clipe de neuitat alături de nepoței, cărora le cultivă de mici valori pentru un viitor luminos. Educ nepoțelul în spiritul de a-și iubi țara, de a-și iubi neamul, de a nu uita de unde pornește dintr-o țară mioritică,
educăm bunătatea, punctualitatea, simplitatea și să fie demn de a fi om. Să găsească un zâmbet pentru oamenii fericiți, să găsească o lacrimă pentru oamenii care au o durere, să fie indulgenți cu cei care suferă, să fie critici uneva față de ei, dar să-i înțeleagă pe cei care greșesc. Și pentru că e sărbătoare, nu au putut lipsi bunătățile pregătite cu multă dragoste tot de bunica. La orice nuntă, la orice petrecere, fără babă, noi nu petrecem, chiar și în casă, la fiecare sărbătoare. Noi pregătim baba, fiindcă nepoții mei sunt foarte încântați de aceea babă și ne stăruim să nu lipsească la sărbători de pe masă. Bunica pentru mine este mai mult decât totul. Ea e ca un înger venit pe pământ. Când mă gândesc la ea, îmi amintesc de toate clipele frumoase petrecute împreună. Eu îmi iubesc foarte mult bunica și eu... Mulțumesc, dragul meu, mulțumesc! Ziua Internațională a Vârstnicilor este sărbătorită în fiecare an pe 1 octombrie. Pastele sunt mărul discordiei în Italia. Celebrele tortelini au ajuns în centrul unui scandal politic. Primăria din Bologna a decis că la marea sărbătoare populară de pe 4 octombrie, când se mănâncă tortelini, umplutura să fie cu pui sau vegetală, pentru a nu-i ofensa pe cei care, din motive religioase, nu pot mânca pastele tradiționale cu umplutură de carne de porc. Politicienii de centru-dreapta au protestat vehement față de decizia primăriei din Bologna. Ei spun că tortellino fără carne de porc e ca vinul fără struguri. Il tortellino sono con il ripieno tradizionale. Il pollo lo lasciamo ai non intenditori. Tortellino col pollo? No, i tortellini vanno fatti come vanno fatti, se no mangiano le tagliatelle. Pe 4 octombrie, în Piața Mare din Bologna, oamenii ies să-l sărbătorească pe Sfântul Mucenic Petroniu. Festinul include tortellinii cu carne de porc, așa e tradiția. Primăria a decis ca anul acesta sărbarea populară să fie pentru toată lumea, așa că vânzătorii ambulanți care vor veni cu bunătăți trebuie să pregătească și umplutură de pui, ricota sau parmezan. În curând, în Italia au loc alegeri regionale. Candidații de centru-dreapta din zona Emilia-Romagna speculează controversa legată de tortellino cu pui și afirmă că e un nou compromis făcut islamului. Și pentru că vremea ne ajută, poate ar fi bine să luăm în calcul o vizită în Delta Dunării, cea mai veche rezervație naturală din România. Aceasta continuă să atragă vizitatorii îndrăgostiți de peisajele sălbatice superbe și de gastronomia unică a zonei. Soarele blând de toamnă, întinderile nesfârșite de apă, flora și fauna atrag ca un magnet 10.000 de turiști. Anul acesta numărul lor a crescut cu 50% față de anul trecut. La Sulina, cel mai estic oraș al României, pensiunile turistice au un grad de ocupare de peste 80%. Sute de turiști se bucură zilnic de peisajul sălbatic și fac plimbări cu barca pe canalele și bălțile deltei. Toate lacurile, bălțile sau jepcile din delta Dunării erau unite prin aceste canale artificiale. În afară de Sulina, căutate sunt Sfântul Gheorghe și Pădurea Leta. Este prima rezervație naturală din România, declarată în anul 1938. Cazarea la pensiuni costă între 120 și 300 de lei pentru o noapte în cameră dublă, iar la masă turiștii pot savura preparate tradiționale ca plachia, saramura, crapul afumat sau borșul de pește. Mâncați pește de prima dată cu mulțime de usturoi, după aceea ciorbă. Pește proaspăt, acesta este secretul. Primul rând ciorba de pește, plachie de pește și nelipsitul desert. Și este însoțit cu un vin, o țuiculiță, să fie totul cum trebuie. E prima dată când ne simțim foarte bine, a fost foarte frumos. Ținutul magic al deltei adăpostește peste 1200 de specii de copaci și plante și cea mai bogată faună ornitologică de pe continent, cu mai bine de 300 de specii, printre care colonii unice de pelicani. În ape viețuiesc 100 de specii de pești, inclusiv sturioni. Tot acest tezaur viu face parte din 1991 din patrimoniul internațional UNESCO.
Celebrul actor Tom Cruise caută în Ucraina locuri de filmare pentru un nou proiect cinematografic. A ajuns și la Kiev, invitat de președintele Vladimir Zelensky. Iar cei doi au stat îndelung de vorbă ca de la actor la actor, chiar în biroul președintelui. Zelensky a mărturisit că a fost pentru el un prilej să-și împărtășească propria experiență în lumea filmului. Liderul de la Kiev, în vârstă de 41 de ani, și-a câștigat popularitatea ca actor în serialul de televiziune Slujitorul Poporului, în care a jucat rolul unui profesor de istorie devenit președinte al Ucrainei. La Chișinău, pe arena principală a complexului sportiv Zimbru, este în plină desfășurare meciul amical internațional între echipa națională a cluburilor din Republica Moldova și echipa ucraineană Cernomoriț din Odessa. Antrenorul Semion Altman va testa 20 de jucători de la echipele Sheriff Tiraspol, Sfântul Gheorghe, Speranța Nisporeni, Dinamo Auto, Petrocub Hâncești și Zimbru Chișinău. Meciul test îl va ajuta pe selecționer să vadă potențialul fotbaliștilor din campionatul local în vederea completării lotului pentru viitoarele meciuri ale naționalei. Românul Răzvan Lucescu l-a învins pe spaniolul Xavi și e cu un pas în finala Ligii Campionilor din Asia. Al Hilal a zdrobit cu 4-1 pe Al Sadd în prima manșă a semifinalei. Trupa lui Răzvan Lucescu a suferit în startul de meci de la Doha și Al Sadd a profitat de autogolul lui Gomis pentru a deschide scorul. Francezul s-a revanșat în minutul 35 și a egalat cu un șut din interiorul careului. Soarta gazdelor s-a complicat pe final de repriză. Hassan a fost eliminat și oaspeții au profitat de omul în plus pentru a prelua conducerea prin reușita lui Al Bulai. La reluare, Al Hilal a risipit orice emoții. Mai întâi, Al Hayri, presat de Gomis, a marcat în propria poartă. Apoi, Al Shalub a stabilit rezultatul final 4-1 și returul din 22 octombrie se anunță o simplă formalitate. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei. Pentru mâine, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs oficial de 17 lei și 73 de bani pentru un dolar american cu un ban mai mult. Moneda europeană se scumpește cu 4 bani, astfel un euro va fi cotat la 19 lei și 36 de bani. Leul românesc va valora 4 lei și 7 bani cu un ban mai mult. Cu un ban se ieftinește hrivna ucrainană, care va costa 71 de bani. Își păstrează cotația rubla rusească, 27 de bani. Iar pe final să vedem datele meteo. Bun găsit! După mai multe zile în care ne-am bucurat de timp frumos, vremea schimbă macazul în Republica Moldova. Se răcește simțitor și vin ploile. La noapte, minimele vor coborî până la 14 grade Celsius. Mâine, maxima va urca până la 23 de grade. În a doua jumătate a zilei se anunță precipitații. La Chișinău, în această noapte, se vor înregistra 14 grade, iar maxima de mâine va indica 23 de grade. Și în România se răcește simțitor și se anunță ploi. Maximele vor oscila între 14 și 31 de grade. Acestea au fost informațiile. Să aveți o seară cât mai frumoasă! Telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre le găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova, unde în câteva minute încep dezbaterile electorale moderate de colegul nostru Mihai Rădulescu. Eu sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc. La revedere!